Salut tuturor și bine v-am găsit la un nou episod din seanța de GTA 5 online. De această dată ne-am luat hangarul și multe, multe alte lucruri pe care o să le vedeți în episoadele următoare. Avem mulți bani, foarte mulți bani și abia am cumpărat hangarul și văd că trebuie să facem un setup, că vreau să-mi punez și eu o Hydra, o ceva, știți? Și na, că nu știu de unde, probabil o să-mi apară după ce fac setup-ul. Hai să facem setup-ul. M-am înregistrat ca CEO, nu e multă lume pe server, setup. Ok. Here we go. The maiden voyage of this new enterprise. Here's to new friends being better than old ones, old dog. Stai deja un pic. So who cares if we go to prison? The AI has already won. Our first target's a lost MC cargo shipment. Take out the guards and bring the plane to the hangar. Once there's some stock in the system, the app will go on. Da, bine, ok, și unde trebuie să merg? Ok. Acolo, da. Îmi trebuie ceva, gen. Cred că nu. Ok. Hai să mergem. Deci, take the mogul. Mogul, ceva chestie. Bun, avem și mașini noi și multe chestii noi. Și nu vă face de celor care le plăcea seria cu drumul de munte, cum testa marea, o să mai testăm. Am deja în plan să te testăm câteva mașini. Deci stați fără griji. Hai să vedem pe aici. Nu este nou cargo cu alea pe aici. Bine, mă rog, e de same shit ca la cargo normal. Dar să vedem, furăm altceva, uite, n-am mai furat până acum mogul. Pam 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 pam. Și v-am spus că în curând o să fim și cu alte persoane, adică o să fie, înceapă Caterinca maximă. Bă, mai am mult. Bă, bune, mă pune să merg pe nisip. Fă-te-mă și pe norocului, de ce mă pune să merg pe nisip? A, pentru că e pe nisip, ok. Bine, mașina asta nu prea aducea pe nisip, da? A. Mere. Ce trebuie să fac? Trebuie să fur avionul ăsta. Ce acolo? Sunt doi țigani. Nu ai nicio problemă. Scoate băiatul vostru un sniper. Și gata! Problemă rezolvată. Da, bine, nu prea... Lol, ce-i cu avionul ăsta? Bă, dă-i cam... Opa, ne pune la zbor. Ok. Am doar minigun, ok. O luăm ușor, na? Bun, uitați, încă o dată, dacă vă place, apăsați butonul de like. Pentru că, nu știu, mi se pare ciudat, mai ales avionul ăsta e mare, frate. Ce nebun. Nici nu-mi imaginez cum o să-l aterizez eu. M-a luat poliția. Pe lost your wanted level, da. Am scăpat pe data, ești din aer, ce naiba. Trebuie să scapi ușor de poliție. Nu știu mai dintr-o parte, așa că mie că nu-l aterizez cum trebuie. Bă, da.
că poșnii de poliție mâine sau... Grosser, ah, ok, bun. Hai să-l ducem la... acolo la hangar. Unde este locul? Bă, ce că văd că se mișcă destul de ok, adică pe aici. Opa, sper că trece avionul ăsta pe aici. Mai greu dacă că-l fac să treacă. Ai, că a trecut! Tancule, eu zic să te dai, că ești cam lent. Doar i-am propus, na, dacă nu vrea. Gata, și am dus cargo. Setup complet, ia să vedem ce ne spune, ce putem face în continuare. Da, uite, am luat și avionul ăsta nou. O să vedem ce putem face, cum putem să ne distrăm cu el. Ranked up, enforcer. Și spun că mi-a băgat pe aici, da. Dar cum tunez mașinile? Nu mașinile astea, avioanele. Ok, we're in business. The cargo's been logged and the system's online. Let's get to work and let's hope maximum security jails are somehow more pleasant in computer simulations than they would be if this was all actually real life. Ia să vedem, poate putem în computer să facem ceva, să upgradăm pe aici. Știu că trebuie să pot să-l tunezi, da? Și da, știu că... Surs. Nu, săl. Nu e aici. You'll find all the information you need about stock levels and our holdings on the homepage here. Then, when you're ready to make an acquisition, you hit the source button. De aici, e o chestie aici, acolo, mă rog, nu aici. Și că e de acolo. Putem să... Ia să vedem. Floor storage. Cred că trebuie să aduc aici, gen... Floor. Ia, pe ăsta măcar putem să-l tunăm? Ok, mă rog. Da. Pune-l tata pe... într-o parte. Așa. Empty aircraft in this area. Bă, ești nebun? Dar cum îl tuni, dacă știi ce zic. Nu știu dacă mă urc în ăsta. Pot să-l tunez? Sau îmi apare ceva? Da. E to modify. Ăla e un... Azi începem să-i facem. Green smoke, nu știu ce, da? Engine. Off. Headlink. Livery. Ce livery putem să-i punem? Schmaker. Asta de armată. Respray, primary color, mat. Nici. Ce-o adă? Și secondary. Tot mat. A, pe bune, ăla-i secondary-ul. Ok. Black, n-arată bine. Verde? Ceva? Așa. Weapons, bombs,
O să depungem pe toate sau nu? Ok. Ștureț, care văd că... Explosive turret, oh shit. Și cam atât am. A fost și la asta. Așa. Și ce trebuie să fac? Trebuie să aduc aici avioanele? Ia, că-s curios. Nu mecanic. Pe gas, uite să vedem. Hello, this is Pegasus Lifestyle Management. How can I help? Hai să facem Hydra. Great. The aircraft is waiting for you at our nearest airfield. We trust you'll be happy, madam. Exit hangar. Și unde mi l-a dat? Fix aici. Unde ești, mă? Hydro! Încoace. Uite-o. O subliniez, e prima oară când conduc o Hydra. Nu știu ce o să fac, ce o să iasă. Ce o să iasă? Da. Bă, opa, nu. E? Parcă pe, da, pe era faza cu asta. E? Bă, sper că așa, enter the hangar. Bă, ești nebun, poză. Ești nebun. Edit modify, așa. Doar display, mă? Pe bune? Chrome. Pot să fac Chrome. Da. Black. Deci Black zici că e... Păi... Da, mat Black. Ce dreie, când ăsta nu mai vezi pe cer. Metallic. No, cred că o fac neagră. Ceva de genul. Că nu mai vezi pe cer, efectiv. Și altceva atâta? Ok. Nu. F. O să ies. Și vreau să... Mai avem de... asta, cum zice? De tunat un... Buzzard, dar Buzzard-ul vreau să-mi spuneți ce culori vreți să-l facem pentru episodul următor. Până data viitoare, cam atât a fost. Ne auzim data viitoare. Ceau, bă. Pa!